Doamna Maria stătea la fereastră, cu un zâmbet misterios pe buze. Tocmai vorbise cu fiica ei la telefon și acum nu-și mai putea stăpâni lacrimile. Lacrimi de bucurie. Fiica ei tocmai o anunțase că o va lua pe Maria să locuiască cu ea peste o săptămână. Pentru totdeauna. Bătrâna va locui acum în oraș, având grijă de nepoata ei, pe care o văzuse doar în fotografii. Iar micuța avea deja un an și jumătate. Timpul zbura, iar în curând avea să fie mare. Doamna Maria avea deja 72 de ani. Olga nu era singurul ei copil, dar era preferata ei. Pe lângă fiica ei, doamna Maria avea și un fiu. Dar relația lor s-a deteriorat după căsătoria sa. Ea nu i-a plăcut niciodată logodnica lui. În ciuda încercărilor ei de a-l descuraja de la acest pas nesăbuit, el a rămas încăpățânat. Uită-te la ea, Andrei. De ce ai nevoie de ea? Mama ei este cunoscută în tot satul. Dumnezeu să mă ierte, dar ea este o rușine. Și are copii dintr-o căsătorie anterioară. De ce ai nevoie de copii altcuiva? Ar trebui să-i ai pe ai tăi. Andrei, vino-ți în fire. Nu mai sunt alte fete în sat. Dar fiul ei a fost de neclintit. Era greu de spus dacă pentru a-i face în ciudă mamei sale sau din dragoste sinceră pentru Nina. Doamna Maria a decis să ia atitudine și i-a dat un ultimatum. Ori eu, ori Nina. Și a pierdut. Fiul ei a ales dragostea. Chiar în acea zi, și-a împachetat lucrurile și s-a mutat la oraș. Până în ziua de azi, nu vorbește cu mama sa. Îi trimite o felicitare de ziua de naștere în fiecare an, întotdeauna prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Doamna Maria nu și-a făcut prea multe griji pentru fiul ei. Lasă-l să trăiască așa cum vrea el. Când Nina va începe să-l înșele, se va întoarce la mine târându-se ca un câine bătut, i-a spus ea vecinei sale. Și eu ce voi face? Bineînțeles, îl voi lua înapoi. Eu sunt mama lui. Doamna Maria avusese întotdeauna principii, încă de la o vârstă fragedă. Își crescuse singură copii, își alungase soțul cu mult timp în urmă și de atunci nu mai găsise pe nimeni demn de ea. Dar fiica ei, Olga, era o altă poveste. Ascultătoare și căutând mereu sfatul mamei sale, s-a căsătorit chiar cu fiul prietenului Mariei, la sugestia mamei sale. Au fost fericiți. Au avut un copil și au locuit în oraș. Acum o aduceau pe doamna Maria să locuiască cu ei. Cumpăraseră de curând un apartament și chiar îi rezervaseră o cameră. Bătrâna avea să trăiască acum ca o regină. S-a ridicat în picioare, și-a șters lacrimile cu o batistă și s-a îndreptat spre vecina ei. Trebuia să aranjeze ca cineva să aibă grijă de casa și de găinile ei. Doar în cazul în care nu i-ar fi plăcut să trăiască la oraș și ar fi decis să se întoarcă. În acea seară, doamna Maria s-a așezat pe trepte, privind apusul de soare. Visul ei devenea realitate. O săptămână mai târziu, se afla în gară cu valiza ei, așteptând trenul. Era foarte neliniștită în legătură cu modul în care se va descurca în timpul călătoriei. Nu mai călătorise cu trenul de aproximativ 40 de ani. Își trăise întreaga viață conștientă în sat. Multe se schimbaseră în tot acest timp. Și-a apropiat mai mult valiza, strângându-și cu putere vechea geantă, îngrijorată că ar putea pierde ceva sau că ar putea rata oprirea. Și-a căutat telefonul în buzunarul cardiganului, temându-se că i-ar putea fi furat. Cum avea să-și sune fiica atunci când va ajunge în oraș? Dacă Olga ar fi întârziat sau ar fi uitat să se întâlnească cu ea? Dar toate grijile ei au fost în zadar. Călătoria a decurs fără probleme, iar fiica ei a întâmpinat-o la timp la gară. A dus-o acasă. Doamnei Maria i-a plăcut foarte mult camera ei. În timpul prânzului, fiica și ginerele ei i-au explicat ce aveau nevoie de la ea. Ea trebuia doar să aibă grijă de nepoata ei și de casă în absența lor. Se descurcaseră și înainte, dar Olga trebuia să se întoarcă la serviciu,
iar nepoata era prea devreme pentru a merge la grădiniță. O bonă era prea scumpă. Așa că au decis că acest aranjament ar fi mai convenabil pentru toată lumea. Are sens, a spus mulțumită doamna Maria. Cel puțin eu pot să mă ocup de nepoata mea. Au fost de acord. Inițial, totul a fost minunat. Dar, după o lună, doamna Maria și-a dat seama că era mult mai liniștită în sat. În primul rând, nepoata ei era destul de răsfățată, deoarece fiica ei a crescut-o, în opinia Mariei, complet greșit. Fata nu cunoștea cuvântul nu și putea să facă tot ce voia. Când doamna Maria a încercat să intervină și a menționat în timpul cinei că fetița era neascultătoare, fiica ei a tăiat calea. Mamă, nu te amesteca! Ți-am cerut să o supraveghezi, nu să o crești. Tu ți-ai crescut copii și nimeni nu s-a amestecat. Așa că nu te amesteca și tu cu mine. Femeia în vârstă a tăcut imediat. Putea să se certe în propria casă, bineînțeles. Dar aici nu era ea stăpâna. Nu se simțea niciodată ca acasă în acest loc. A trecut un an și, într-o zi, Olga a venit acasă de la serviciu cu un zâmbet rar întâlnit. De obicei era nemulțumită și se descărca pe prima persoană pe care o întâlnea. Violeta a fost acceptată la grădiniță, a anunțat ea când a intrat. Doamna Maria s-a bucurat pe dinăuntru, dar nu pentru Violet, ci pentru ea însăși. Era foarte obosită să încerce să-și mulțumească nepoata în ultimul an. Nu se înțelegeau și nu exista prietenie între ele. În fiecare zi a săptămânii, când părinții plecau, era un iad pentru bătrâna femeie până când se întorceau. Atunci nepoata o părâia părinților toată seara, iar aceștia o certau pe bătrâna mamă. În fiecare zi era așa. A încercat de câteva ori să-și împacheteze lucrurile și să se întoarcă în sat. Dar copiii ei o implorau imediat, își cereau scuze, o îmbrățișau și făceau tot ce puteau pentru a o împiedica să plece. Cum ne putem descurca fără tine? Olga începea să se plângă, iar doamna Maria se topea, simțindu-se necesară, și mai rămânea puțin. Acum, că problema cu nepoata ei era rezolvată, femeia a decis cu fermitate că era timpul să se întoarcă în satul ei drag. Și atunci a venit o adevărată lovitură. Cu o seară înainte de plecare, fiica ei a organizat o cină în familie. Când toată lumea era așezată, ea a anunțat brusc, Mamă, nu te poți întoarce acasă. De ce nu pot? Cu siguranță că pot, a replicat doamna Maria. Olga, te rog, hai să nu începem din nou cu asta. Vreau să-mi trăiesc vechea viață. Așa cum se spune, nu există un loc ca acasă. Mami, te rog să mai stai puțin. Te implor, a implorat Olga. Doamna Maria, casa ta a fost vândută acum un an, a intervenit brusc ginerele ei. Bătrâna și-a întors privirea spre el în tăcere, în timp ce Olga și-a acoperit fața cu mâinile. Vania, de ce ai spus-o atât de tranșant? A spus ea. Ar fi trebuit să o pregătim. Are 74 de ani, la urma urmei. Olga, nu mai puteam să păstrez secretul. Ar fi trebuit să-i spunem totul de la început. Vândut? Cum ai putut, fiica mea? Unde o să mă duc acum? A reușit să rostească doamna Maria. Mamă, nu te panica! Toată lumea se bucură de noua mașină. Ai văzut chiar tu că o singură mașină nu era de ajuns. Aveam nevoie de o a doua. Casa era goală și nimeni nu avea nevoie de ea. Tu erai cu noi. De unde era să știu că vei vrea să te întorci? Ce era de făcut, oricum? Dacă ți-e cu adevărat insuportabil aici, putem aranja să stai într-un azil. Dar, sincer, e mai bine cu noi. Doamna Maria s-a uitat fix la fiica ei, fără să înțeleagă când o pierduse. Când devenise o persoană atât de egoistă, vânzând casa fără ca măcar să o consulte. Cu ani în urmă, îi transferase casa fiicei sale din dușmănie față de fiul ei pentru neascultarea lui.
dar își săpase singură mormântul. Olga, am convenit atunci că nu vei face nimic cu casa cât timp voi trăi. Ai promis. Cum ai putut? Mamă, nu știam că vei locui cu mine. Și oricum, e casa mea și fac ce vreau cu ea. Sfârșitul discuției. Deciziile mele în această casă nu se discută. Dacă nu-ți place, ești liberă să pleci. Olga s-a ridicat în picioare și a părăsit bucătăria. Doamna Maria nu putea face nimic altceva decât să accepte situația. Nu mai putea schimba nimic acum și nu voia să meargă la un azil de bătrâni. A venit vara și a început să o roage pe fiica ei să viziteze satul cu ea. Olga, ai timp de vacanță. Te rog, hai să mergem. Mă simt atrasă acolo. Vreau doar să mă uit la căsuța mea și să-mi vizitez vecinul. Nu mai suport să stau închis aici. Natura de acolo este atât de frumoasă. Fiica ei a fost de acord cu reticență. A doua zi, au mers în sat. Totul părea atât de familiar, chiar și aerul mirosea ca acasă, ca și cum cei 2 ani petrecuți la oraș nu s-ar fi întâmplat niciodată. Au ajuns la casa vecinului și au fost multe lacrimi de bucurie. Vecinul i-a adus înăuntru, i-a așezat la masă și, pe neașteptate, i-a întrebat: Maria, nu te duci să-l vizitezi pe Andrei? Nu v-ați împăcat încă? Care Andrei? A întrebat doamna Maria, nedumerită. Păi, fiul dumneavoastră. Ți-ai pierdut mințile în oraș? El locuiește în casa ta cu Nina. Doamna Maria s-a ridicat în tăcere și a ieșit din casă. Olga a urmat-o. Când s-au apropiat de poarta familiară, a văzut-o pe Nina, soția fiului ei, lucrând în grădină. Nina! A strigat doamna Maria. Tânăra femeie a zâmbit și s-a apropiat. Bună ziua, doamna Maria, intră! De ce stați la poartă ca o străină? Doamna Maria a intrat în casă. La masă stătea fiul ei, Andrei. Se transformase într-un bărbat, mai matur și mai chipeș, a observat ea. Oh, mamă, bună ziua, a spus el. Intră. Ce te aduce aici? Andrei, cum s-a întâmplat asta? A reușit ea să spună, încă în stare de șoc. Andrei a explicat totul. Îi trimisese în fiecare an felicitări de ziua de naștere și primise confirmări de primire. Dar ultima felicitare a fost returnată expeditorului. A devenit îngrijorat și a venit în sat, doar pentru a afla că casa era de vânzare, iar mama lui locuia în oraș cu sora lui. Nu putea lăsa străinii să cumpere casa. Așa că a aranjat ca un prieten să o cumpere, iar mai târziu și-a transferat proprietatea. El și Nina au decis să locuiască acolo pentru că le plăcea satul. Dar dacă vreți să vă întoarceți, vă puteți întoarce oricând. Noi ne vom muta înapoi în oraș, ca să nu vă stăm în cale, s-a oferit el. Doamna Maria nu a răspuns. Pur și simplu stătea acolo, plângând în tăcere, recunoscătoare fiului ei. El a îmbrățișat-o, iar Olga s-a strecurat în liniște, simțind un fior de vinovăție. Poate că, până la urmă, conștiința ei nu era în întregime adormită. Doamna Maria și-a șters lacrimile cu o batistă și a spus: Andrei, Nina, vă rog să-l iertați pe acest bătrân nebun. Haideți să trăim împreună. O să mă simt singură, dar cu voi va fi bine. Nu voi ocupa mult spațiu și nu mă voi amesteca cu sfaturile mele. Nina și-a îmbrățișat soacra. Bineînțeles, mamă. Cum am putea să te lăsăm singură? Și avem nevoie de cineva care să aibă grijă de copii. Unde sunt ei? Doamna Maria s-a uitat în jur. 2 sunt la râu, iar al treilea va fi aici în aproximativ 7 luni, a zâmbit Andrei. Femeia în vârstă a rămas cu fiul și nora ei, în timp ce fiica ei nu a mai apărut niciodată. Nici ea nu a returnat banii din vânzarea casei. Mașina s-a dovedit a fi mai valoroasă pentru ea decât familia. Mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, pe curând!